cunoscuta lui poză din tinerețe, prezentată ca așa zisă icoană, stătea în privorul bisericii pe perete, așezată alături de cutia pentru colectarea mărturiilor despre minunile înfăptuite de Arsenie Boca. Bun. Să comentăm aici un pic ceva. Așa. Așa, deci oamenii, ca de obicei, ca în multe locuri din păcate, credeau că, și cred și la ora actuală, că Arsenie Boca este Marele Sfânt, încă de dinainte să se pună problema canonizării cu ani de zile. Așa, știm cu toții poza celebră a lui Boca, numai când era el tânăr, și așa, pe părinte. Bun, cutia și pentru colect. Un galben ca să imite, să aducă cât mai mult cu icoana, dar să imite aura de sfântă. Da, e important, da. De semnal așa acest lucru, poza lui cu celebra lui poza din tinerețe, pe fond, însă pe fond galben, ca să aducă cât mai mult cu icoana. Cu icoană, exact. Bun, da, bun. Da. E, și aici urmează ceva. Bun. Aici urmează ceva, scuze, ce mă interesează pe mine. Cutia pentru colectarea mărturiilor despre minuni. Ce cu această cutie? Adică chiar existau oameni care puneau acolo, nu știu, ceva pe foaie. Băi, asta e minune, că m-a ajutat, mi-a dispărut telecomanda, mi-a apărut. Da, da, au fost colectate. A fost colectate ceva mărturii, da. Știu că le aveam acasă, le aveam, le-am undeva într-un dosar. Dacă doriți, le pun la dispoziție. Pentru data viitoare, da, pentru alea, clar. Clar, că sunt și eu curios ce mărturii mai aveau oamenii. Dar așa, nu știu, v-a rămas una încă din acele timpuri, ceva așa în memorie, care poate chiar v-a îndemnat să aveți un avânt așa spre prislop, cum se zice. Nu era nimic relevant. Nu erau. Deci toate erau în stilul acela în care am mai citit și eu pe live-urile astea, gen mi-a dispărut telecomanda, mi-a apărut ceva așa banal? Oarecum, da. Nu cred că ar putea fi... Știu că nu mi-au lăsat totuși impresia că ar fi totuși minuni, le primisem pentru a le înmâna la prislop. Ori nu am mai ajuns. Nu am mai ajuns să fac acest lucru. Cu acest scop primisem acele câteva hârtiuțe cu minuni despre... Aha. Deci înțeleg în felul următor. Era o cutie acolo în care oamenii, dacă aveau mărturii, le depozitau acolo, iar cutia ajungea la prislop? Nu cutia, acele mărturii. Mărturii, păi vorba vine. Cutia cu mărturii. Da. Acele câteva semnalări mi-au fost încredințate pentru a le mâna la prislop. Ori nu am mai apucat să fac acest lucru, dar repet că nu mi-au lăsat totuși impresia că din parcurgerea lor, nu mi-a lăsat totuși impresia că acestea ar fi minuni. Deci pur și simplu sunt... Nu prea ne-am acordat atenție. Nu prea ne-am acordat atenție și nu prea ne-am luat ca mărturii despre minuni. Mi s-a părut de un nivel... un anumit nivel care... Da, un nivel din care am citit și eu pe live-urile astea, pe gen că, nu știu, mi-a lătrat câinele de 3 ori. Aha, e semn că mi-a apărut în dulap, că lângă dulap. Mai era o mărturie, Doamne ferește, chiar amuzant așa, se ruga o doamnă la Arsenie Boca și i-a picat tabloul lui Arsenie Boca în cap și i-a spart capul, dar doamna aceea spunea că e minune, că i-a dat un semn. Ok, știți? Adică genul ăsta de așa zise. Din păcate, asta este percepția și aici ne-a dus lipsa de catehizare. Este o lipsă totală sau aproape totală de discernământ duhovnicesc în ce privește catalogarea lui Boca ca sfântă. Bun. Ce mai înțeleg eu de aici? Că centrul unde erau depozitate așa zisele minuni e prislopul, bineînțeles. Și mai mult ca sigur, există și alte parohii în sensul acesta, o cutie pentru minunile lui Arsenie Boca,
cred că sunt mai multe locuri. Nu cred că e doar singurul loc acesta unde ați fost dumneavoastră. Eu nu am cunoștință, dar vă spun eu sigur. A fost cât timp, nu știu care este situația în prezent, eu vorbesc strict de perioada începând din 2010, de când a fost paroh, când era paroh acest preot, Onu. Da. Păi, încă de pe atunci, din acele vremuri, se strângeau, așa zise, minuni, mărturii, pentru ca la un moment dat să-l canonizeze pe Arsenie Boca. Eu vă spun că planul ăsta drăcesc nu e de acum, e de zeci de ani. În fine, ok, mergem mai departe. Cu consecvență, oamenii erau îndemnați să dea mărturie despre ajutorul pe care l-au primit prin mijlocirea Sfântului Ardealul. Deci ei erau chiar și oarecum forțați? Băi, scrie mă și tu ceva acolo? Nu, lucrul acesta nu, dar se spunea constant. De părintele omului spunea constant acest lucru. Făcea apel la așa și cum și eu făceam în sarcina pe care mi-a trasat-o în biserică, în cadrul programului duhovnicesc pe care dumnealui îl inițiază acolo al oastei Domnului, unde Auci! Stați așa că m-ați lovit cu oastea Domnului. Da. Bun, ce-i cu oastea Domnului? La această mișcare. Nu, știu ce-i cu ea. Bun. Asta știm, iertați-mă, știm asta. Dar ce era cu astea Domnului acolo, la acea parohie? Ce eu căuta? Nu știam, la timpul acela, ușor. Facea parte din programul liturgic al bisericii, o dată pe săptămână. Duminica, mi-amintesc, după ora 16, după ce se slujea acatistul Mântuitorului, începea acest program al oastei Domnului, în care participau parte din credincioșii bisericii, veneau și credincioși din alte părți, de la alte parohii, probabil. Bun, și ce se întâmpla la oastei Domnului acolo, când în timpul programului oastei Domnului? Așa, ca idee. Se citea, să vă spun eu, se citea despre Arsenie Boca, mărturii sau nu avea treabă? Eu aveam rolul acesta, mi-a tratat sarcina sau ascultarea, cum îmi spunea că acesta era termenul pe care îl folosea, un termen mănăstiresc, în fond, așa îmi vorbea, se prezintă la fiecare... cum se spune, la fiecare... Adunare. Păi așa e, da. E succesar acest cuvânt. Păi așa adunare. Este. Da, la fiecare întâlnire a oastei Domnului în cadrul bisericii să prezint un cuvânt despre Sfințenia Părintele Arsenie Boca. Acesta era rolul meu. Alți credincioși, tot își alegeau, aveau diverse teme. De regulă erau cam aceiași oameni care prezentau în fața lângă iconostas, în fața credincioșilor. Am înțeles. Fiecare era cu tematica lui. Dumneavoastră era strict Arsenie Boc, ascultare de la acest preot. Da. Bun, dar să fie cu de bine, cum se spune, ca să meargă lumea la pelerinaj la prislop. Ceva de genul ăsta. Făceam și apelul acesta, uitasem, frate, iertam, așa este, făceam și acest apel la finalul, păi la da. Finalul cuvântului și spuneam date de următoarelor pelerinaje. Păi da. Știu. Așa, mergem mai departe cu mărturia acum. Bun. Bun, în mijlocirea. Și eu adresam acest îndemn în cadrul pelerinajelor la prislop și al programului duhovnicesc din cadrul oastei Domnului.